Nu mai este mult până când agricultorii își vor relua din plin munca. Până la începerea sezonului propriu-zis, fermierii caută acum cele mai bune răsaduri și cele mai eficiente soluții pentru culturile lor. Cum arată răsadurile la Vidra, localitate faimoasă pentru producția de legume, și ce alternative mai au agricultorii pentru înființarea și întreținerea culturilor, vedeți într-o nouă ediție a emisiunii Cultivat în România. Partenerul emisiunii prezintă ofertele care îți ajută afacerea să crească. Bun găsit la Cultivat în România. Sunt Laurențiu Botin și suntem în studioul România TV, dar așa, cumva pasager, pentru că am ieșit pe câmpuri. Ne-am dus să vedem cum mai stă națiunea. În ceea ce privește domeniul acesta extrem de important, agricultura, avem două reportaje spumoase pentru dumneavoastră și evident avem de comentat cele mai noi știri ale săptămânii. Vlad Macovei, directorul general Agrointeligența, de asemenea în studio. Bun găsit, Vlad. Bună dimineața. Păi să începem cu ambalajele. Când se pregăteau de meeting, au negociat la guvern și s-a amânat. Se va face o comisie, comisia va comisiona, va discuta. Bun, pragmatic, și până la urmă lucrurile deocamdată nu sunt... Concluziona că e un pas înainte. Adică cred că până la urmă se va găsi o soluție. Acum, cum va arăta aceasta, până la urmă e treaba lor. Ideea este că toate costurile astea suplimentare nu trebuie să se răsfrângă nici asupra producătorului agricol și din industria alimentară și nici asupra consumatorului. Asta e în rest, în interiorul acestei decizii, ce, cum negociază, e treaba lor, nici nu... Dar crezi că s-au speriat guvernanții de faptul că ieșeau în stradă, nu știu, membrii federațiilor? Da, eu cred că în momentul acesta există în mod clar o frică de presiunea publică de ieșit în stradă. Și e o frică normală, până la urmă. Politicienilor, trebuie să le fie frică. A ajuns strada să fie atât de importantă acum în politică? Nu, dar e o, adică, e o perioadă... Adică nu vorbim de politicieni acum, vorbim de tehnocrați, netehnocrați, e o perioadă sensibilă, e un an electoral, toată lumea, știi cum e, nimănui nu-i place să fie criticat. Hai să fim serioși, sau înjurat, sau să-i arunce cu ouă, lapte, brânză, roșii în cap. Bine, urmare, s-ar putea să fie aruncat cu borcane, dar asta e altă poveste. Păi nu, am evitat, cum să spune, obiectele contundente. Dar nu am e contundent referit... deloc. Putem exact. Avea un borcan de plastic foarte ușor. Bun. Ideea, doamnelor și domnilor, că deocamdată ideea pe frontul că... acesta nu se întâmplă nimic, orice se va înființa o comisie mixtă. Ok. O comisie mixtă, această comisie va analiza ce este de făcut, din punctul meu de vedere, și sper că și altovla să fie și un consens în emisiunea asta, teoretic s-a dat o lege proastă. Și legea asta proastă trebuie revizuită, într-un fel sau altul. Părerea mea, știi? Ideea este că, ți-am zis, e bună presiunea asta publică, am făcut-o și noi prin emisiune și prin invitații noștri, am făcut-o și pe Agrointeligență, fermierii au transmis un mesaj clar și s-au mobilizat foarte bine, în rest este treaba lor și, repet, această problemă de ecologizare, de reciclare a ambalajelor nu trebuie să se răsfrângă nici asupra consumatorului, cel care ne privește, și nici asupra fermierului, tot cel care ne privește. Și a doua veste interesantă, fermierii din România vor putea folosi îngrășăminte chimice în continuare. Da, și vor putea folosi neonicotinoidele pe semințe, ceea ce are și o veste foarte bună. Asta cu îngrășămintele chimice. La îngrășăminte chimice, și o să vedeți în materialul meu de data asta, totul e să știi să le dozezi, să le faci cu cap, să alegi pachetele cele mai bune, să apelezi la specialiști și să apelezi pe cât posibil la produse fabricate în România. Da, da, ca să cultivi în România. Până la materialul tău, am să-ți povestesc câte ceva despre materialul meu. Ce strigăm noi la fiecare emisiune? Ce? Consumați? Consumați produse românești. Și produsele românești, legumele, într-un singur cuvânt, sunt pe ai cale... Ai trecut pe furajeră, a? Exact. Sunt pe cale de a apărea pe piață. Ele vor fi în boom mare undeva în luna iunie, dar până atunci toată lumea caută legumicultorii din România sunt pregătiți, doamnelor și domnilor, să vă aducă cele mai proaspete și gustoase legume pe mese. Însă, cum se face acest lucru? Dacă se găsesc răsaduri, ce soiuri, la ce ne așteptăm și cât de tare se muncește, vom vedea într-un material din care o să aflăm, doamnelor și domnilor, cum puteți dumneavoastră începe un business în acest domeniu, cât costă și mai ales dacă iese sau nu profit. Am fost la Vidra.
Vlad. A, un bazin legumicol. Exact, m-am întâlnit cu prietenul emisiunii, cu Gigi Vlad. De sectorul agricol, exact. Ilfov, bazinul legumicol. Așa, cu tatăl la legume, cum îi spun eu. Și acolo am încercat să aflăm care e skepsisul acestei afaceri. Foarte interesant. Bravo. Haideți să vedem împreună. Bun găsit! Astăzi am venit la Vidra, aici foarte aproape de București. Este o pădure de sere și toată lumea de aici se ocupă cu solarele, cu serele. O să încercăm să vă arătăm ce fac oamenii de aici. Am oprit la răsaduri. Oamenii anunță că fac aceste lucruri. Uitați, răsadurile, avem salată, toate sunt pregătite, dar care este tehnologia? O să aflăm de la gazdele noastre. Așadar, astăzi, la Cultivat în România, ne ocupăm de legume și de legumele de la Vidra. În localitatea Vidra, din județul Ilfov, mai bine de jumătate din populație se ocupă cu producția de legume. Meseria o știu și o transmit din generație în generație. Legumele produse în solariile de aici, se laudă vidrenii, sunt cele mai bune din lume. Gabi Ursu și soția sa s-au axat pe producerea de răsaduri din semințe de calitate. De 25 de ani fac acest lucru. E multă muncă, însă trăiesc decent. Am intrat la domnul Gabi Ursu. Domnia sa are 1900 de metri pătrați de solarii, dintre care, și aici vreau să vă arăt ceva interesant, 500 de metri pătrați îi folosește pentru răsaduri. De fapt, v-am și spus, o să o luăm așa cumva pe fir logic. Răsaduri, domnul Ursu, ce fel de răsaduri faceți și de ce v-ați gândit să faceți răsaduri? Facem toată varietatea de răsaduri, de la roșii, castraveți, ardei, ardei iute, bulgăresc, capia, dar în prima fază roșiile sunt de prima mână. Dar de ce v-ați gândit să vă axați business pe răsaduri? Pe suprafață mai mică se câștigă puțin mai bine. Ce înseamnă să câștigă mai bine pe suprafață mică? E mai puțină muncă și profitul e mai mare? Nu, muncă este puțin mai multă muncă, dar suprafața mică fiind fire mai multe se câștigă puțin mai bine ca față de... Da. Să ai clienții care se, unde să vinzi. Păi este o afacere, poți pe 500 de metri pătrați să faceți dumneavoastră răsadurile. Da. Ați sfătui pe oricine să-și facă un solar și să facă răsaduri dacă... Aș sfătui, dar asta e în timp. Că să-ți câștigi client, eu am 20 ceva de ani când merg pe așa ceva. Poți să te îmbogățești din afacerea asta cu răsaduri? Nu să te îmbogățești, dar să trăiești decent. Legumicultorii vidreni au trecut cu bine de iarnă. Culturile arată promițător. Au și desfacere pentru că s-au asociat. Evident că la Vidra gazda noastră este un prieten al emisiunii, tata la legume, cum îmi place mie să spun, Gheorghe Vlad, Gigi Vlad. Ne-a dus la el, la una din serele domniei sale, solarele domniei sale, să ne arată guliile. Suntem la gulie acum. Exact. E o cultură bună, guliile? E o cultură bună pentru că a rezistat. Acum ne putem văita pentru că și iarna a fost blândă. Am avut vreo două săptămâni, 14 zile cu minusuri, dar cel mai de vârf a fost minus 24 două zile, la care a corespuns și dacă se observă câteva frunze s-au luat. Dar am lucrat la protejat dublu capod cu agrilul și folia marginea dublă. Și iată că am avut șansa și au scăpat. Că noi agricultorii să știți că suntem și la mila Domnului. Dar, în general, acum mai toți facem profesionalism, adică sămânță bună, calitativă, tratamente bune, o informare corectă din punct de vedere tehnic și științific al cărților, pentru că se cere calitate. Nu ai calitate. Ce înseamnă business-ul ăsta? Foarte mulți vidreni, nu? Așa. Exact, da. Foarte mulți vidreni au în curte solarii și muncesc în legumicultură. Ce înseamnă business-ul acesta pentru arealul ăsta geografic? Este o tradiție care eu, de când mă știu, am moștenit-o, de la tata, la fel, același lucru. Au apărut culturile protejate, că este o anticipare a lor și se câștigă mai avansat. Spre exemplu, februarie acum începe salata, guliile, ceapa verde, iar ca și bazin legumicol, ea s-a perpetuat și acum mai greu ne mișcăm cu generațiile viitoare, pentru că, după cum se observă la nivel general, România suferă transformări și mediul rural e cam părăsit. Când vom găsi în hiper, super, mega marketuri mai multe legume românești? Luna lui iunie, începând cu 15, este explozie de produs și abundență.
până în noiembrie, undeva la jumătate. Vitrenii au tot felul de tehnologii speciale pentru legumele lor. Ion Niculae s-a gândit să economisească din căldură și a construit un solar îngropat. Ideea e preluată din vechime, de pe vremea când se construiau bordeile din pământ. Am venit să vedem un altfel de seră sau un altfel de solar, un solar îngropat. Suntem la domnul Ion Niculae în gospodărie. Da. Care e clue, care e ideea cu sera îngropată? De ce îngropată? Am procedat în felul acesta pentru că în interior, adică puțin mai îngropat în pământ, economisesc căldura. Aha. Adică nu mai are răceala respectivă de la suprafața. Nu mai trage pământul răceala. Exact. Și cât e adâncimea? E cam 80. Cam 80 de sub adâncimea de îngheț. Exact, sub adâncimea de îngheț. Și am și niște rame care protejează răsadurile și după aceea am solarul care e deasupra la seră. Deci asta este o soluție, se face un vid între seră și solar și ține mai căldură la răsaduri. Și mișcați mai repede răsadurile în felul ăsta? Da, dacă le dăm căldură mai multă și cu ce trebuie, dacă nu le menținem cum vrem noi. Și ce fel de răsaduri faceți dumneavoastră? Răsaduri de roșii, ardei, vinete, cam ce se face aici tot ce, tot ce se pune la solar. Deci dumneavoastră, asta ați găsit, soluția asta, să economisiți căldura. Căldura care, da. Și care... atunci ați îngropat. Deci exact seara. Pe principiul bordeiului. Cum erau bordeele. Aha, de la țară. Exact principiul a bordeiului, care menține căldura în interior. Ca să-ți construiești un solar performant, ai nevoie, pe lângă pământ, de material de calitate. Investiția este cam de 4.000 de euro la 1.000 de metri pătrați și se amortizează rapid. Totul în acest business începe, evident, cu construcția acestui solar, indiferent de tehnica pe care o alegi. Gheorghe Vlad ne spune cam cum ar trebui să ne orientăm. Cât de mare trebuie făcut? Sfatul meu este ca o familie de doi tineri să-și înceapă cu 1000 de metri pătrați. La 1000 de metri pătrați el va cheltui vreo 20.000 de ron cu materiale, mână de lucru și cu folia pe el ca să poată să-și înceapă o activitate. Dacă atunci îi convine cât este capacitatea lui fizică de muncă, atunci poate să extindă și atunci ia contact direct cu producția. La momentul când faci o investiție ca asta, trebuie în primul rând să te gândești că trebuie să-ți recuperezi investiția, să ai un profit. Ea se regăsește ca investiție pe o durată de vot minim 30 de ani durează pentru că e metalică, iar în primul an după investiție, dacă folosește o cultură adecvată și tomata este un barometru care dă indicatorul de bani, el va avea un profit minimorum de undeva la 5.000 de lei dacă își oprește salarizarea el și soția. Ce alte secrete trebuie să știm? În ceea ce privește materialele sau amplasarea? Sau... Contează și amplasarea și materialele, dar în principiu ele acum piața o cam spune și sunt materiale bune, calitative. Ideea este, și mă repet, el să aibă asigurată valorificarea și să intre într-o formă asociativă, pentru că cooperarea duce o organizare, disciplină și sunt rezultatele după merit. Vitrenii speră ca legumele lor să fie preferatele românilor în supermarketuri sau în piețe. De asemenea, legumicultorii de aici ar dori să lase secretele meseriei generațiilor viitoare. Din păcate, tot mai puțin tineri de-ai locului rămân în sat. Legumicultorii de la Vidra Vlad cu siguranță vor intra în toate marketurile din România, s-au unit, e bine, merge treaba bine acolo, cooperativă, negociat prețuri și ai ascultat și tu un material, nu vor face altceva decât să ne aducă legume proaspete și de calitate pe mese. Mie îmi place un lucru foarte important și îl apreciez. Acum poate 20 de ani vorbeam că cea mai bună afacere pentru o familie, dacă vrea să se privatizeze, știi cum era vorba, e să-și deschidă un butic. Acum e... O consignație. Mă rog, consignația acum a fost... Eu ziceam așa, acum 20 de ani, să-și deschidă un butic, un chioșc, o tarabă de alea demolată.
Acum e să construiască un solar, o seră, hai să-i spunem. Asta e foarte interesant, că acum afacerea unei mici familii e să se mute la țară și să-ți deschidă o seră. Dar îți permite acolo la țară, ai în fundul curții spațiul necesar și ți-ai construit un solar. Și ai văzut că există diferite tipuri, ai văzut că există banii necesari, nu sunt foarte mulți și poți amortiza. Deci te poți descurca o familie foarte, foarte normală. Foarte repede, cu o singură condiție, cum spuneau cei din material, să te gândești foarte, foarte bine unde vinzi acele produse. Da. Și cei Gigi Vlad a reușit. Cei de la Vidra au reușit. Să intre în supermarket, ceea ce o veste bună. Butic n-avem, dar există și un comerț interesant cu semințe, cu îngrășăminte. Am înțeles că tu ai fost... Furnizorii de inputuri, cum input-ul, se zice. Da? Hey, am mers la o companie care are fabrică de inputuri aici în România. Nu sunt foarte multe și mai mult decât atât sunt oameni extrem de pasionați și am încercat să facem un material, să zicem, de sezon pentru fermierii din cultura mare, așa zici, fermieri din cultura vegetală. Ei tratează acum rapița, de exemplu. Acum e o zonă în care, practic, nu pot spune că pun bazele, pregătesc, adică văd ce s-a întâmplat cu cultura de toamnă, care arată, în general, bine spre foarte bine și se pregătesc de... Iarăși folosim un clișeu de la de sectorul agricol, de campanie de primăvară, de însămânțările de primăvară. Da, dar uite, și acum material când foarte ai vorbit și accentuat pe asta cu inputul, m-am gândit că ar putea... Asta inputul e mai nou. Am putea inventa un cuvânt. Fermierii din România imputează acum ceea ce trebuie pentru campania însămânțări de primăvară. Și aici, de data asta, cred că și eu sunt în asentimentul tău, le urăm foarte mult succes, por la treabă și să... Bun, hai să se dea pe brazdă, cum s-ar zice, cu costuri mici și cu prețuri mari. Asta care este oferta la inputuri? Până la urmă vă oferim o alternativă, dacă nu știați, materialul realizat de Vlad, revenim. În continuă schimbare, fermierii se confruntă cu o mare problemă. Tot ceea ce se știa odată despre dăunători și burieni aproape că nu se mai aplică. Specialiștii vorbesc de fenomene noi, despre care până de curând doar se citea în lucrări de specialitate. Scenarii sumbre, unele dintre ele petrecându-se chiar acum în fermele din România. În fața acestor noi provocări, marele noroc al agricultorilor este că nici cercetarea nu a stat pe loc. Vicențiu Cremeneanu, președintele companiei Alcedu, care produce și distribuie inputuri în cele mai multe ferme din România, este la rândul său agricultor, așa că știe foarte bine care sunt nevoile și problemele din câmp. Pentru noi și, în primul rând, ca și, să zic, reprezentant al acestei companii, prioritatea principală este a aduce fermierilor întotdeauna la cunoștință că a folosit produsele pentru protecția plantelor într-un mod echilibrat, bine gândit, înseamnă și o economie. Tot timpul economia se face aplicând produsele într-un program dinainte stabilit, nu atunci când deja apar probleme, când numai cu produse foarte complexe putem face o combatere, să zicem așa, curativă. Dar întotdeauna cu costurile ei, nu numai privind produsul, dar și cu scăderea ale producției scontate. Produsele Alcedo au eficiență maximă pentru că sunt perfect adaptate la nevoile românești. O parte dintre ele fiind produse chiar la noi în țară, la fabrica Alchimex. Mi este foarte drag să spun că lucrez într-o companie în care s-a dezvoltat acest concept de a fabrica în România produse pentru protecția plantelor la standarde foarte mari, deoarece Alchimex în momentul de față exportă în 23 de țări din lume produsele formulate la noi. Cu experiență de peste 20 de ani în agricultura română, Alcedo este printre puținele companii din piață care pot da un sfat avizat fermierilor atunci când vine vorba de schemele de tratament în culturile vegetale. Este și secretul relației pe care compania a construit-o cu fiecare fermier în parte. Având în vedere că în România cerealele păioase sunt pe primul loc la suprafață, consider că și atenția noastră trebuie, să zic așa,
cea mai mare asupra acestei culturi. Este o cultură care ne asigură, să zic așa, o rotație corespunzătoare și poate intra în rotație cu toate culturile celelalte din fermă. Recomand fermierilor ca întotdeauna să practice această diversificare a culturilor, care le poate aduce și o siguranță, pentru că eu consider că o fermă care poate realiza un profit sigur este o fermă care se cultivă minim 3 sau 4 culturi. Recomand de asemenea întotdeauna ca fiecare dintre fermieri să studieze cu atenție potențialul pedoclimatic al zonei în care lucrează, în care are ferma, să nu facă investiții care nu pot fi justificate de producțiile realizate în ultimii 5 ani sau dacă are realizate pe mai mulți ani, chiar dacă nu are experiență, dar se poate interesa care sunt producțiile medii și întotdeauna planul de investiții să țină cont și de producțiile medii realizate în zonă, bineînțeles la un nivel de tehnologie corespunzător. Pentru că întotdeauna trebuie să avem o balanță foarte clară în ceea ce investesc și ceea ce sigur voi obține, pentru că, după cum se vede în ultimii ani, prețul produselor agricole nu a fost cel pe care l-am dorit noi, ci cel care se face într-o piață liberă. Un alt brand pe care compania de inputuri l-a construit din 2001 și pe care îl continuă și în prezent este cel al pachetelor tehnologice. Mai exact, pachetele personalizate cu toate produsele de care fermierul are nevoie și la care are două mari avantaje. Scapă de bătăile de cap cu diversi furnizori și în plus face economii enorme. În momentul de față, dacă este să fac așa o contabilizare a pachetelor pe care le avem înregistrate ca și pachete pentru fermieri, pot să zic că am trecut de 100, pentru că multe dintre ele sunt personalizate. Chiar sunt pachete pe care le avem personalizate cu numele fermei sau cu numele zonei, pentru că au fost și ca răspuns la nevoile de acolo. Deci în momentul de față, numai pentru cerealele păioase, avem peste 35 de pachete, deoarece nu putem să avem ceva care să fie șablon pentru toată țara, deoarece și problemele sunt diferite, adică tipul de boli sau presiunea de boli sau de dăunători, tipul de boruieni. Scopul lor este de a prezenta unui fermier o ofertă completă care să acopere pentru toată perioada de vegetație a unei culturi cu rezolvarea problemelor care le au. De aceea consider că pachetul îi poate asigura la un cost scăzut toate acele produse pe care le are nevoie la momentul oportun. Pentru că produsele pe care le avem puse în pachet sunt produse pe care, respectând un circuit sau o etapizare a problemelor, le poate folosi atunci când are nevoie, preventiv și, bineînțeles, cu un răspuns foarte bun atât asupra prețului de achiziție, cât și a costurilor pe care realizează pe total investiție în cultura respectivă. Dacă ar fi să faceți o estimare la nivel de costuri, cu cât își poate reduce un fermier costurile pe zona aceasta folosind aceste pachete tehnologice? Folosind întotdeauna ca și etalon prețul de listă, discountul sau reducerea pe care are un fermier utilizând pachetele este de minim 35% la aceste pachete. Mă refer la pachetele complete. Deci, întotdeauna am vrut să facem atractiv acest pachet ca prin costul lui fermierul să registreze într-adevăr un plus de beneficiu. În final, din discuția cu președintele Vicențiu Cremeneanu, am reținut că și în agricultură se aplică o regulă simplă. Este mai bine să previi decât să combați. Iar când este vorba de culturile agricole, încălcarea acestei legi nescrise îl poate costa mult pe fermier. Plecăm de la fabrica Alchimex cu încrederea că producătorii români se pot baza nu doar pe pământul nostru fertil, ci și pe soluții oferite de companii pentru rezolvarea problemelor care apar. Există de toate până la urmă și la prețuri corecte. Da, uite, dacă punem cele două materiale... Da, unul pentru fermierul mai mic de afacere, altul pentru fermierul... Dacă le punem față în față, uite, vezi, la legume există răsaduri. La prețuri corecte, să știi că prețurile nu sunt mari, variază de timpul sau de mărimea acestor răsaduri, dar e aproape nimica toată. La inputurile astea există tot felul de chestii. Soluția și... Știi că am avut și în materialul cu Nicolae Sitaru, este asocierea. Pentru că în momentul în care, să zicem, toți fermierii dintr-un județ, nici nu trebuie să fie în organizație, în ce vrei, se adună și negociază prețul la inputuri o singură dată pe an,
toți, reprezentând, nu știu, 10, 20, 30 de mii de hectare, obții discount și de, în medie, de 40-45%. La un discount de 40-45%, gândește că aproape că nu prea mai contează prețul de... Da, și pe mine o mai doare ceva, tot aproape... Cu traderii, adică și dacă e o marjă acolo de 10-15%, dincolo, adică și într-un an prost tot faci profit. Dincolo de inputuri pe care le găsești și le poți negocia dacă te asociezi, această asociere, că acum facem apologia asocierii, te ajută foarte tare să nu-ți mai vânzi producția la marginea lanului, la prețuri de nimic. Păi da? Nu, asocierea, până la urmă, asocierea este extrem de cel mai important. Bun pentru fermieri mici. Este, de exemplu, că poți intra în magazin, poți intra în supermarket, pentru că știi cum e, i-am criticat de atâtea ori pe cei de la supermarket și pe bună dreptate, dar ei totuși au nevoie de o producție constantă, că nu poți să închei un contract la Ardei și să te trezești că peste două săptămâni vine fermierul poate și ridică din număr. Cu atât mai mult cât românii caută în astfel da, de magazine produse românești. Și gândește că în ce concurență se află supermarketuri între ele. Și știi cum am zis? Aici unele n-aș vorbi așa, nu pentru că dacă nu au, făcut asociație, au făcut o asociație și prețul spun eu, când e vorba de business și de profit, nu mai contează nicio asociație. Bun. Se luptă la baionetă. Dincolo de asociație, facem în felul următor. Avem pauză de publicitate, după aceea sinteza principalelor știri și ne întoarcem în studio pentru concluzii, ca să vă spunem ce și cum și unde și ce o să mai facem noi în săptămânile viitoare. Mare Regina. Nu se termină niciodată. Bixtonim Xilo Aroma cu uleiuri volatile desfundă nasul mult și bine. Acțiune delicată, respirație intensă. Deschidem al doilea magazin Leroy Merlin din Cluj-Napoca. Vino din 19 februarie pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 182. Leroy Merlin. Prețuri imitoare pentru o casă primitoare. Cumpără acum la Profi praline Mersi Roșu la doar 11,49 lei 250 de grame și vin roșu Te Iubesc la doar 8,99 lei 0,75 litri. Gesturile mici duc la dragostea mare. Ia o cutie de I Love Milka și oferă momente de tandrețe. Poți câștiga unul din premiile oferite instant, numai bune de a face gesturi mici persoanelor dragi. Durerea și inflamația articulațiilor fac deseori parte din viața noastră cotidiană. Știați că aveți atât de aproape un aliat? Membrana extrasă din coajă de ou conține acid hialuronic, colagen, glucozamină și condroitin. Ovoron conține membrana extrasă din coaja de ou, obținută prin două metode brevetate, și vitamina C, care contribuie la formarea colagenului pentru funcționarea normală a sistemului osos. Mișcarea începe de la ou, cu o capsulă Ovoron pe zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Dumneavoastră? Cobor încet. Cobor încet, luceafăr blând alunecând pe o rază, pătrunde în casă și în gând, și viața îmi luminează. Am un grou apetit nebun, micuțule. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Plămânii noștri, ca două baloane uriașe, pot să transporte zilnic până la 10.000 de litri de aer. Atunci când apare tusea și simțim că nu mai putem respira, Mucosolvan calmează tusea prin cele trei căi de acțiune. Dizolvă mucusul, eliberează bronhiile și protejează împotriva formării de mucus nou. Mucosolvan, expertul tău pentru o respirație ușoară. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului. O capsulă Mucosolvan Max cu puterea a mii de microperle acționează timp de 24 de ore împotriva tusei productive. Mucosolvan Max, o singură capsulă pe zi. Hai să-mi dai niște lezi? Nu. Du-te! Gringo, dame la lezi!
Și-a luat mama niște lei. Salut, boss! Mersi frumos! Intrați, de sub pentru toți! Gustul Lay's te cucerește cu fiecare ocazie. Lay's, brandul de chips numărul 1 în lume. Un singur loc păstrează cu adevărat gustul dragostei. Și un singur desert, irezistibil de cremos, te așteaptă acasă cu tot ce îți este drag. Original Pudding, de la Dr. Oetker. Invită la desert 5 prieteni dragi. Descoperă-i pe toți în pachetele speciale Original Pudding cu gust de vanilie sau ciocolată. Original Pudding, de la Dr. Oetker. La Calut. Cu toții visăm la dinți mai albi, dar nu toată lumea știe că albirea profesională poate distruge smalțul. Pasta de dinți La Calut White and Repair albește dinții, repară și protejează smalțul. La Calut, eficiență dovedită clinic. Ani de cercetare de laborator și studii clinice au dovedit că uleiul de krill ajută la scăderea colesterolului, trigliceridelor și a riscului de afecțiuni cardiovasculare, fiind de 40 de ori mai eficient decât Omega Classic. Coril reduce colesterolul și trigliceridele. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Nu mi-e bine. În sezonul rece, imunitatea organismului scade. E timpul să iei Gripovit Max C. Gripovit Max C. Forță dublă pentru imunitate. Pentru a trata o durere severă în gât, era nevoie de o inovație. De aceea, Strepsils a creat noul Strepsils Intensiv Spray. Cu o administrare țintită a substanței active Flurbiprofen, calmează rapid durerea în doar 5 minute de la administrare și reduce inflamația. Până la 6 ore de calmare a durerii severe în gât. Încearcă noul Strepsils Intensiv Spray. Inovația Strepsils în tratarea durerilor în gât. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Circulă gripa sau răceala, toți din casă se pot îmbolnăvi. Dar există Nurofen, cu medicamente eficiente împotriva simptomelor de răceală și gripă pentru toată familia. Nurofen Junior pentru cei mici și Nurofen Răceală și Gripă pentru adulți. Acționează prompt, țintind sursa febrei și durerii. Ca să-i poți pune pe toți pe picioare, la nevoie, Nurofen și familia ta. Mai bine împreună. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Gelul de duș Dove Men Plus Care oferă hidratare optimă prin tehnologia Micro Moisture pentru o piele mai sănătoasă și mai puternică, indiferent de provocări. Îngrijire pentru un plus de putere. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Crescătorii de animale au avut recent o întâlnire la București cu ministrul agriculturii, Achim Irimescu. Fermierii au fost asigurați cu această ocazie că APIA va putea să demareze primele plăți ale subvențiilor pe data de 8 aprilie pentru sectorul vegetal și pe 24 mai pentru sectorul zootehnic. Ceea ce au putut obține în plus crescătorii a fost o promisiune de a decala cu câteva zile termenul de 24 mai, dar și de a intra la plată pe 8 aprilie cu suprafețele pe care ei le-au declarate la APIA. Având în vedere că în anul 2015 a fost depusă o singură cerere unică pentru zootehnie și cultură mare, se considera până acum că plățile nu pot fi făcute decât împreună. Nu suntem deloc subiectivi când spunem că roșiile românești sunt mai bune decât cele din Olanda, spre exemplu. O arată și analizele comparative, care indică faptul că gustul mai bun vine la pachet cu o compoziție chimică diferită. Ceea ce face ca și hibrizii românești de tomate să fie mai apropiați de roșia tradițională, pe care o cultivau străbunicii noștri la țară. Astfel, analiza biochimică a unor hibrizi de tomate olandezi, comparativ cu hibridul românesc Siriana, efectuată în laboratorul de agrochimie, biochimie și fiziologie de la Vidra, a arătat diferențe evidente în ceea ce privește concentrația de zahăr și valorile acidității. Rezultatele au evidențiat un raport zahăr-aciditate foarte mare în cazul hibrizilor străini, care dă acel gust fad al tomatelor din import. Preferințele românilor se îndreaptă către acele soiuri și hibrizi ale căror fructe au un gust ușor acrișor, gust dat de raportul dintre zahăr și aciditate. Guvernul
Guvernul a aprobat săptămâna aceasta sumele necesare pentru plata subvenției la motorină. Este vorba despre sumele pentru anul 2016, dar și de banii rămași de achitat din trimestrul al treilea al lui 2015, respectiv trimestrul al patrulea. Din suma alocată pentru anul 2016, 338,8 milioane de lei, se plătește și acea restanță, să-i spunem de 48%, aferentă cantității de motorină din trimestrul al treilea al lui 2015. Dacă banii pentru 2016 nu vor ajunge, atunci se va proceda la fel și probabil la sfârșitul anului vom trece în bugetul pe 2017. Depinde foarte mult de cererile depuse, a afirmat Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit declarațiilor acestuia, APIA ar putea începe primele plăți din subvenția pentru motorină chiar de săptămâna viitoare. Problemele cu softul informativ de la APIA fac ca la data de 1 martie doar fermierii din sectorul vegetal să poată să-și depună cererile de plată. Crescătorii de animale vor fi amânați pentru luna aprilie, după cum au fost informate organizațiile din acest sector. La 1 martie vor depune cererea unică doar fermierii de pe vegetal, iar noi, crescătorii de animale, circa 200.000 de producători, o vom depune cândva în luna aprilie, probabil în prima decadă, a declarat Claudiu Frânc, președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România. Acesta a mai spus și că, deși depunerea cererilor va începe mai târziu pentru fermierii cu animale, campania APIA se va termina pentru toată lumea la 15 mai fără penalități și la 10 iunie cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Am revenit pe final de emisiune, o vreme, Vlad, destul de nefirească, nu sunt în pericol culturile, deși mulți fermieri se tem de un îngheț fără zăpadă. Sper să nu se întâmple așa ceva. Până acum lucrurile arată bine, noi o să continuăm, sigur, cu surprize, cu discuții, o să continuăm mersul acesta pe teren, în fermă. Ne vom ocupa în continuare și de zona de, să zicem, acces a produselor românești în supermarket. Vom continua să încurajăm ce strigătul tău de luptă. Consumați produse românești și de asemenea, lipsea în decor. Cred că ar fi cazul să mergem să vedem și cu utilajele. Păi dacă va fi un an bun, cu siguranță fermierii își vor înnoi parcurile auto. Dar aștept și aici sunt oferte multe și cred că iarăși foarte important această zonă de interactivitate care e în creștere odată cu, să zicem, dinamizarea formatului. Vreau să mulțumesc pentru audiențe. Suntem pe locul 20 în topul talk show-urilor din România. Suntem singura emisiune de agricultură în acest top și e meritul telespectatorilor și a fermierilor că ne urmăresc până la urmă. Și de asemenea trebuie să ne scrieți pe curând. Stai că tot încerc să spun adresa de e-mail și spui după aia. cultivatoromania@rtv.net, unde vreți să ne vedeți, scrieți-ne și noi venim la dumneavoastră, evident, cu programare de cât și eu cu completarea că e foarte importantă, la fel de importantă ca adresa de e-mail, să ne propună acolo subiectele, să ne propună ferme interesante de văzut, povești de succes foarte interesante și nu mă refer doar la fermieri mari și fermierii mici și cei mijlocii, să scrie pe adresa indicată de tine, să ne scrie și pe Agrointeligența și venim cu siguranță să îi prezentăm poporului. În final de emisiune, îi aducem în fața poporului. Vă spunem pe această cale că vom supraveghea foarte atent tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu, vom supraveghea foarte atent tot ceea ce ține de politica alimentară și până la urmă ceea ce ține de dumneavoastră, poate vom reuși să vă dăm și câteva idei despre business în agricultură. Rămâneți pentru știrile România TV. Toate bune! Emisiunea v-a fost prezentată de Asmita Gardens, apartamente la înălțime. Vă aștept la ora 12, doamnelor și domnilor, cu un anunț crucial de la cel mai înalt nivel.